Un spectacol atipic de frumusețe va avea loc joi 24 martie la Bistrița. 12 femei vor purta creații vestimentare și vor defila, însă nu pe tocuri, cum ne-au obișnuit show-urile de modă, ci din scaunul cu rotile. Creațiile pentru acest eveniment vor fi realizate de către creatoarea de modă Tina Olari, care și-a anunțat și prezența la acest eveniment, potrivit observatorbistrițanasaud.ro. O paradă diferită care mi-a marcat sufletul din momentul în care am acceptat invitația de onoare la acest eveniment din orașul meu natal, Bistrița, Transilvania. Voi fi alături de aceste modele care, în ciuda faptului că soarta le-a forțat să trăiască o situație pe care nu și-ar fi imaginat-o niciodată în viața lor, trăiesc zi de zi pline de curaj, acceptare, ambiție. Trăiesc viața într-o altă dimensiune. Se luptă cu ea din scaunul cu rotile, dar cu atitudine, pozitivism și multă frumusețe, a scris Tina Olari pe site-ul oficial tinaolari.com. Tina Olari a mai mărturisit că de 17 ani, de când lucrează în lumea frumuseții, este prima dată când va trăi o asemenea experiență.